Astăzi, de Ziua Mondială a Somnului, medicii specialiști atrag atenția asupra impactului pe care tulburările de somn îl au atât asupra individului cât și asupra societății. Insomnia este cea mai des întâlnită problemă de somn și are un mare impact negativ asupra stării de sănătate și calității vieții. Această afecțiune implică dificultatea de a adormi, iar atunci când situația se tot repetă, trebuie să conștientizăm faptul că avem de-a face cu o boală. Insomnia poate fi ocazională, înseamnă o zi, două, în momentul în care avem ceva mai mult de făcut, suntem mai stresați, trecem printr-un eveniment în viață, plăcut sau neplăcut. Dacă această poveste se repetă mai mult de o lună, atunci discutăm de insomnia ca boală, nu discutăm de insomnia ca accident în viața unui om. Și atunci trebuie tratat. Înainte de a vă pune singuri un diagnostic și de a face uz de automedicație, cel mai bine este să vă informați și să mergeți la medic. Tulburările privind durata sau calitatea somnului, care se caracterizează prin dificultatea de a adormi, prin treziri frecvente pe timpul nopții, senzație de oboseală la trezire, sunt definite de specialiști drept insomnii. Spre exemplu, un sedativ care este prescris pentru insomnie, dar trebuie să-ți spună specialistul că este insomnie și nu este altceva, și ce tip de insomnie este, s-ar putea să facă rău în partea de tulburări respiratorii de somn, sedativele accentuând apnea de somn. Insomnia netratată poate avea un impact negativ mare asupra funcționării unui om și poate facilita în timp apariția simptomelor de depresie și anxietate.